lumea matematicii și lumea magiei pare a fi două lumi fundamental diferite. Ai zice că nu există miracole într-o lume atât de exactă ca cea a matematicii. Dar hai să vedem. Matematica a încercat întotdeauna găsirea legilor Universului. Iar pentru aceasta nu te poți afla decât în două circunstanțe. Fie te duci foarte aproape de marginea Universului și începi să-i afli structura, fie te îndepărtezi cât de mult poți și încerci să-l observi plenar. Iată două modalități de abordare. Matematica a găsit câte o formă pentru ambele, iar în ambele situații a găsit rezultate remarcabile. Rezultate ce îi zice că țin mai mult de lumea magiei. Gauss studia suprafețe și a ajuns la o concluzie fascinantă. Pentru a spune forma exactă a unei suprafețe, nu este nevoie să te uiți la ea din exterior precum uite-o la aceasta. Nu. Niște furnicuțe, micuțe, dar sprinte, ar putea spune forma acesteia fără a se deplasa în exteriorul suprafeței. Este absolut fascinant că, făcând măsurători doar pe suprafață și mergând pe aceasta, oricât ar fi ea de complexă, ai putea spune forma acesteia. Gândiți-vă acum la noi oameni. Fără a părăsi Pământul, făcând măsurători doar pe suprafața acesteia, am putea spune forma exactă. Ei, pentru aceia care au decis să zboare în înalt, matematica a răspuns prin geometria proiectivă. În aceasta, orice pereche de două drepte paralele se întâlnesc în ceea ce se numește punctul de la infinit. Lucrurile par strane, dar doar pentru că suntem obișnuiți să trăim în această lume. Dacă ai te îndepărta foarte mult și ai vedea lucrurile de sus, văzând efectiv și marginea Universului, ai vedea cum toate lucrurile se întâlnesc acolo. Este similar efectului de perspectivă atunci când ne uităm la șinele de cale ferată, care par a se întâlni undeva îndepărtat. Ei, dacă culegem toate acele puncte de la infinit, vom obține dreapta de la infinit. Vă dați seama că mi-a luat ceva timp să o aduc, dar am adus-o special pentru acest experiment. Haideți să luăm un cerc oarecare. E un cerc, nu are nimic. Dacă încep să-l arunc spre infinit, până va atinge dreapta de la infinit, cercul va rămâne cerc. Atunci când atinge dreapta de la infinit, cercul se desface în parabolă. O figură cu care suntem obișnuiți încă din geometria clasică. Iar când cercul trece prin de două ori, prin dreapta de la infinit, vom obține hiperbola. Iată o figură cu care iarăși suntem obișnuiți. A cărei ramuri, extinzându-se spre infinit, se întâlnesc și obținem din nou cercul. Iată cum trei figuri sunt, de fapt, același lucru. Vezi, magie?